în mod corect. Ei, poate nu corect, dar cine-mi ține socoteala? Știți, acest loc se numește Orașul Aventurii. Dar ce atât de aventuros la el? Adevărul e că e plictisitor. Bibliotecile? Plictisitoare. Muzeele? Plictisitoare. Parcurile pentru cățeluși? Oh, cele mai plictisitoare. Dar stați calm, readuc eu aventura în Orașul Aventurii. Când o să îmi termin planul, nici nu o să recunoașteți orașul. Patrul aici, ce urgență aveți? Cum? Răspuns chiar tu la telefon? Oh, nu pot să cred, nici nu mă gândeam că o să... Nu pot să cred că am în fața mea patrula cățelușilor. Sunt cel mai mare fan, îmi vine să-l lat. Am putea să te ajutăm cu ceva? Da, da, da. Mă numesc Liberty și vă sunt din Orașul Aventurii. S-a întâmplat ceva îngrozitor. Hamdinger a fost ales primar. Hamdinger? E cel mai rău primar din istoria primarilor. Asta ca să fim blânzi. Mie îmi spuneți? Tipul ăsta e groaznic. O să distrugă întregul oraș. Vă rog, avem nevoie de voi. Veniți repede. Orașul Aventurii e în pericol. Haideți, cățeluși, luați-vă lucrurile. Nu există oraș pe care cățelușii să nu-l poată înfrunta. Ce s-a întâmplat, Chase? Eu nu merg. Trebuie să mergem. Au nevoie de noi. Nu mă mai întorc niciodată în Orașul Aventurii. Chase, de ce s-a supărat așa de rău? Chase a mai fost în Orașul Aventurii. Are foarte multe amintiri urâte din acel loc. A fost abandonat acolo când era pui. Orașul era atât de mare și el atât de mic. A avut o viață grea. Orașul poate fi un loc îngrozitor atunci când ești singur. Acolo l-ai găsit? Exact. Și l-am adus aici, în Golful Aventurii. Chase? Vrei să vorbim, te rog? Nu vreau să mă întorc în Orașul Aventurii. Știu că a fost greu, dar a trecut mult timp de atunci. Mi-e teamă că dacă mă întorc, lumea va vedea că sunt tot cățelușul acela speriat. Și nu eroul care credi că sunt. Îți promit că nu va fi deloc ca atunci când erai mic. Totul va fi în regulă. Haide, Chase, am nevoie de ajutorul nostru. Suntem patrula cățelușilor, cu asta ne ocupăm. Crede-mă. Bine, am încredere. Acum, aud un urlet? Au, au! Haide, sigur poți mai bine de atât. Au, au! Așa da. Să trecem la treabă. Sky, Chase, Rocky, Marshall, Zuma, Rubble. Nu e vina mea, nu știam ce să iau. Așa că am luat tot. Haide, intrați. Haide, haide. Vezi? Au intrat. Patrula cățelușilor este în acțiune. Excursie! Hop in my ride, don't you know?
cățeluș? Am ajuns! Wow! Super! Nu cred! E uimitor! Locul ăsta e mult mai mare decât golful aventurii. Ești bine, Chase? E mult mai mare decât îmi aminteam. E un oraș porție dublă! Ploaie! Plouă mereu în orașul ăsta amărât! Care dintre voi capete de tablă este șeful? Bună! Eu sunt capul de tablă, șef Kendra Wilson. Diseară dau o petrecere cu artificii care va fi anulată pentru că plouă. Am auzit că aveți un aparat care absoarbe norii. Este adevărat? Este chiar acesta. Este un aparat giroscopic manevrat de la distanță care poate cuprinde și analiza fenomenele meteorologice. Ce? N-am înțeles nici măcar un cuvânt din ce ai spus. Păi, noi îi spunem capcana de nori. Zboară peste tot și atrage norii pe care îi aduce în laborator ca noi să-i studiem. Excelent, excelent! Ei bine, pisicuțelor, se pare că problema noastră cu vremea s-a rezolvat. Și vreau ca toți norii ăștia enervanți să dispară până de seară. Oh, scuze dacă nu am spus mai clar. Aparatul este ca să studiem norii, nu ca să schimbăm vremea. Și eu îmi cer scuze că nu am spus mai clar. Ia norii ăia sau vă închid universitatea de tot! Ce? Păi, cred că am putea folosi aparatul și pentru a strânge norii. Doar astă seară? Minunat! Asta numesc eu consens științific. Jabenul meu! Poftim, șef! Cerul va fi senin până la apus! Am o presimțire că nu va ieși bine. Păstrez eu telecomanda! Oamenilor o să le pleacă artificiile și cel mai important o să le pleacă de mine! Uitați-vă după noul sediu! Aproape am ajuns! Da! Abia aștept! Unde este? Sunt atât de multe clădiri! Mă întreb care este? Da! Nu-l putem rata!